Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Spre pățanile noastre cu diverse linii aeriene, dacă ați avut întâmplări de genul ăsta, pregătiți-vă să ne sunați și ne povestiți cine a fost nesimțit sau cine a fost corect și amabil când ați avut o problemă. Și plecăm de la epopea unui orădean care s-a judecat cu Wizz Air și a obținut în cele din urmă despăgubiri de 40.000 de euro pentru modul în care a fost tratat. Este uluitoare povestea asta a lui, o găsiți integral pe bihoreanu.ro. În urmă cu mai mulți ani, acest domn a cumpărat, mă rog, și-a luat soția, soacra și copilul de 2 ani și a plecat într-o vacanță în Spania, la Madrid. Aș zice câțiva ani, adică e acum 3 ani, mai mulți 2020, ani. Astăzi. Așa. Cu o cursă Wizz, un avion care a decolat atunci de la Sibiu, deci el a cumpărat bilet Sibiu-Madrid, Madrid-Sibiu. Și, mă rog, s-a terminat vacanța, la întoarcere cursa i-a fost anulată, nimeni nu i-a anunțat. Și au făcut toate formalitățile de îmbarcare, au intrat la aeroport, tot nu știu, s-au pregătit de la zbor. Zborul n-a mai avut loc. După câteva ore de confuzie, câțiva angajați a aeroportului, nu ai companiei aeriene, le-au spus că să nu mai aștepte, că nu mai vine niciun avion. Păi ești cu copilul de 2 ani după tine, te întorci din vacanță, ești complic, nu ai cu cine să vorbești, este îngrozitor. Și de asemenea, acești angajați le-au spus că Wizz nu are niciun reprezentant pe aeroportul din Madrid. Ceea ce lui s-a părut oricum incredibil, pentru că Madrid, Barajas, e unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, din câte știu. Da. Și au urmat câteva zile de coșmar pentru această familie. Oamenii au dormit fie pe jos în aeroport pe acolo, fie pe la niște hoteluri de pe lângă aeroport, pe banii personali, timp în care tot au încercat din răsputeri și fără succes să ia legătura cu cineva de la Wizz. Și au găsit în sfârșit o cursă care i-ar fi dus la Budapesta. Că nici astea nu sunt în fiecare zi. Uh-huh. Și-au plecat valvârtej la aeroport, unde au aflat că avionul respectiv fusese de fapt redirecționat la Barcelona. Așa că dă-i fuga acolo cu trenul, pentru că iar nu i-a anunțat nimeni că fusese rezervat un autocar pentru ceilalți pasageri care trebuiau să zboare de la Madrid și avionul respectiv se ducea de la Barcelona și le-au dat totuși un autocar să-i ducă acolo. Ei s-au dus cu trenul. Mă rog, o confuzie îngrozitoare. Au ajuns în sfârșit la Budapesta, de unde au închiriat o mașină până la Oradea. A ajuns acasă, el s-a mai descurcat după aceea să ajungă la Sibiu să-și ia mașina de acolo, că își lăsase mașina, mă rog. Deci ce a urmat? Aici aș vrea să citez. Mai bine de 2 ani. Băi, ce răbdare. Orădeanul a făcut peste 50 de reclamații pe site-ul Wizz, de fiecare dată primind răspuns de la un robot prin care îi se ofereau apă și sandvișuri. Păi, este incredibil. Bun. Voi ați încercat vreodată să faceți, să interacționați cu o companie de-asta locos? Bă, nu ai cu cine, nu poți să vorbești cu nimeni, nu există, nu au birouri, nu, sunt niște proceduri pe care trebuie să le urmezi. Dacă ieși din procedura respectivă, s-a terminat, nu poți să rezolvi nimic. Dacă ai o problemă, cum a avut omul ăsta, răspunsul de la un robot era apă și sandvișuri. După ceva timp, ardeleanul s-a înfuriat în sfârșit, a dat în judecată compania, a obținut în instanță, cum spuneam, despăgubiri de 40.000 de euro, plus niște sume în compensație și tare de tot și felul în care a argumentat Wizz în instanță. Citez din nou din relatarea din Bihoreanu. Ghilimele. La proces nu s-a prezentat niciun reprezentant al Wizz Air. Deși au fost legal citate atât sucursala din România, cât și compania mamă din Ungaria, acestea apărându-se cu un avocat din București, apărătorul a pretins că între firma din Ungaria și pasagerii din Oradea nu a existat o relație, aceștia cumpărând biletele de la sucursala din Otopeni, care însă nu are calitatea de operator aerian. Adică este practic un intermediar. E un revânzător. Da. Și noi nu avem nicio treabă, au cumpărat niște bilete, nu ne interesează pe noi ce bilete au cumpărat. Eu au cumpărat bilete la avioanele tale, înțelegeți? Apărarea. Da. 0372069599, prieteni, dacă aveți întâmplări, pățanii cu companii aeriene, în urma cărora ați avut de suferit, v-ați simțit umiliți, dați-ne telefon să vorbim un pic, să înțelegem și noi ce se întâmplă, sau dacă au fost corecte, spuneți, că și asta este... Adevărul e că se întâmplă fel de fel de situații neplăcute cu companiile astea. A fost Blue Air-ul, care pentru mine era Blue Air, da, mult peste ăștia. Adică, da, ce au avut problemele lor până ori? Pai mei au lăsat prin Franța când au răposat, pai mei a prins pe acolo decesul companiei Blue Air și, mă rog, s-au întors cu altă companie și nu și-au mai recuperat banii, dar nu asta e discuția. Și acum ăștia sunt copleșiți, practic, de numărul foarte mare de solicitări, pentru că noi suntem, din nefericire, amărâți și nu avem cu ce să zbor. Oricum, dacă te gândești, dacă ar dispărea zborurile Wizz Air, tu n-ai avea practic cu ce să călătorești în foarte multe orașe din Europa. Da, mă rog, rămân zboruri de conexiune. Rămân liniile aeriene mari, da. Pe liniile aeriene mari nu zboară practic decât în câteva orașe mari din România.
zbori din România în afară. Da. Uh-huh. Și de acolo trebuie să te descurci să iei alt zbor. Sau, deci dacă vrei să zbori, nu știu, la Bologna, de exemplu, sau la Bordeaux, da, nu ai cu cine, da, să zbori, cu ce companie. 0372069599, intrăm în direct, imediat. Da, numai că să zic și eu, zici și tu, hai zici două experiențe, tu, una bună, una mai puțin bună, una cu, cu Ryanair. Au deschis o cursă la Berlin. Am plecat într-un weekend, cred că țineți minte. Avionul a avut întârziere de vreo 8 ore. Am ajuns direct la studio de pe aeroport. Am completat la ei pe site un formular de reclamație. Mi-au dat compensația, banii respectiv, potrivit normelor, legilor europene, în 3 săptămâni, fără niciun fel de problemă. Când ne-am întors de la Alba Iulia în 2018, voi, că eu am rămas aici, eram cu piciorul rupt. Da. Avionul Tarom a întârziat, cred că vreo 6 ore am stat pe aeroportul ăla din Cluj. Nenică. A durat, cred că, 6 luni până ne-am obținut compensațiile legale de la Tarom. Peripeții cu liniile aeriene. Da, puțin uite, timp, multe telefoane. Ne-a trimis Dan un mesaj. Bolănit, am avut probleme cu un bagaj. N-am reușit să-l bag în cadrul ăla de metal, pentru că avea rotițele alea. Rotițele alea ieșau în afară. Ai înțeles? M-a pus să plătesc bagajul. Deci pentru că rotițele alea ieșeau în afară. Am zis, bă, data viitoare când mă duce la aeroport, mă duc cu șurubelnița după mine. Ce curios. Am văzut la un dat un film cu un tip care și-a distrus valiza băgând-o în cadrul ăla de metal. Bă, a distrus-o, a sărit cu picioarele pe ea, a intrat și după aia mai scoate-o, că nu reușea. Răzvan, bună dimineața! Răzvan, bună! Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Te rog, experiența ta. Eu am o poveste foarte simpatică. Deci astă vară am fost în Suedia, da, și la 9:30 seara aveam avionul. Evident a întârziat vreo 4 ore. Până ne-au dat mesajul că știți, ne pare rău, întârzie și așa, vă dăm un bon de nu știu câte coroane, care însemnau vreo 2 sticle de apă, la care puteți să vă duceți să vă cumpărați sticle de apă la orice shop de aici din aeroport, da. Faza tare, când ne-am dus să cumpărăm orice de acele vouchere, toate magazinele din aeroport se închideau la ora 10, deci oricum nu mai puteam cumpăra nimic. Da, da. Ce aveai să faci? Coroane. Sunt proceduri automate, ei asta fac, dau voucherul respectiv și cu asta basta, ridică din numere, au îndeplinit procedura, mai departe nu-i mai interesează. Bună dimineața, Raluca! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Te rog. Astă vară, eu și soțul meu ne-am planificat o excursie la Viena pentru câteva zile ca să ne aniversăm căsătoria. Inițial cu Ryanair. Am ajuns la aeroport, la check-in, fără niciun fel de explicație. Am fost refuzați la îmbarcare. Deci după ce am stat jumătate de oră în fața biroului de check-in, toată lumea se uita la noi, da? Ca la niște ciudați. Mi s-a comunicat că firma nu este de acord cu îmbarcarea noastră. Și de ce? Adică trebuie să vă dau explicație. Ați făcut drăcii la un alt zbor sau ceva? Absolut nimic. Motiv pentru care ne-am dus pe aeroport Otopeni și ne-am cumpărat de la agenție alte bilete. La aceeași linie aeriană sau la alta? Nu, la Austrian. Nu, Austrian Airlines. De data asta nu mai era nici la low cost. După aproape 24 de ore am revenit la aeroport și am fost tratați la fel. Soțul meu este cetățean non-UE, dar am călătorit cu aceleași documente peste tot în Europa, și înainte și după. În prezent am depus toate documentele, absolut tot ce trebuie, avocatului pentru a-i da în judecată. Da, deci problema cred că era cu soțul și de asta, deci, au refuzat, Raluca, îmbarcarea. V-au refuzat. Nu, nu era niciun fel, Raluca, de problemă. Raluca, stai să mă lămuresc. Deci v-au refuzat două linii aeriene diferite în termen de 24 de ore? Din Austria. Din Austria spre, da, România. Da, fără niciun fel de explicație. Avem documente de la Poliția de Frontieră și de la Inspectoratul General pentru Imigrări că nu s-a încălcat absolut nimic și toate documentele de călătorie erau perfect. Înseamnă că apărea cineva pe o listă de persoane restricționate la zbor acolo. Aveți ceva de lămurit. Da, mulțumim tare mult, Daniela. Sorin, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună! Aceeași problemă cu compania Wizz Air am avut și eu. Zbor către Valencia astă toamnă, undeva prin octombrie, locuri rezervate prin agenție.
Da. Mă refer la locurile alăturate. Am ajuns în aeroport, am mers să lăsăm bagajul de cală și acolo am aflat că s-a schimbat aeronava și ne-au luat locurile. Doamna de acolo ne-a spus, ok, o să o rezolvați în avion cu personalul de bord. Acolo n-a vrut nimeni să ne ajute, am avut două locuri, unul în botul avionului și unul în coadă. Da, din păcate să știi că lucrurile astea sunt, n-ai ce să-i faci, mi s-a întâmplat și mie. Asta e, dacă se schimbă avionul și are altă configurație, nu prea e ce face. Mie mi s-a întâmplat cu locuri cumpărate, adică am cumpărat un loc cu spațiu mai mare și au zis, s-au ridicat din nume, s-a schimbat avionul, asta e, faceți o reclamație, vă luați diferența înapoi, n-am mai făcut nicio reclamație. Timea, mai avem câteva secunde, bună dimineața. Bună, Timea. Da, bună dimineața. Noi anul trecut am fost în Dundee la o competiție în Scoția și când s-a întors lotul a avut escală în Luton și s-au decalat ambele avioane. Da. Și în Luton am avut surpriza, deși s-a decalat, n-am mai putut să lăsăm bagajele la cală și practic ne-am trezit peste 50 de oameni care nu puteau să-și lase bagajele la cală și atunci soluția a fost ca federația de karate să ia încă 3 bilete pentru a doua zi. Am regrupat bagajele, vă dați seama, din 50 de bagaje am făcut vreo 18 din astea mari de cală și restul carcaselor s-au aruncat. Cu ce linie aeriană? Uizer. Am înțeles. Dar nu l-a spus că știți karate? Dar nu cred că asta a fost problema aeroportului acolo, nu? Problema aeroportului de Dundee, între ora 8 seara și 3 dimineața, nu aveau personal care să ia bagajele. De asta zic, aici nu mai vina companiei aeriene, că nu mai era personal în Luton. Că Luton nu știam și eu că are, e cam aerogare. Mm-hmm. Știi? Și n-au personal. Adică de la un moment dat pun semnul cu închis. Băi, eu în Luton am fost o singură dată, recunosc. Băi, mi s-a părut uriaș aeroportul ăla. Mă așteptam să fie chiar aerogare, cum spui tu, dar este foarte mare. Da, și am descoperit, după ce am stat, cred că 2 ore la coadă la filtru, am descoperit că poți să plătești o taxă de câțiva euro ca să ai culoar de la rapid. Înțelegi? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.